sunteți în căutarea unui SF bun și nu știți în ce direcție să vă uitați, vă zic eu. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina, un episod cel puțin interesant pentru că am impresia că tocmai am descoperit cartea anului 2020. Deși anul a început într-o notă destul de nasoală, în sensul că deja vorbim despre o epidemie globală, o pandemie, cum zic ăștia, și vorbim și de morți și alte lucruri absolut oribile, suntem totuși astăzi aici în fața voastră, sau mai bine zis, eu sunt că Matei în spate, eu sunt față, pentru a vorbi despre o carte minunată care se numește Recursion de Blake Crouch. Eu pe el l-am descoperit prin intermediul cărții ăsteia pe care am primit-o cadou de Crăciun de la o prietenă sau de la niște prieteni, aș putea spune mai corect. Nu știam absolut nimic despre el, nu auzisem sau de fapt auzisem de Dark Matter, mi-am dat seama după ce am terminat-o pe asta și am căutat recenzii, văzusem coperta la mai mulți YouTuber, dar n-am cercetat niciodată, însă acum nu e vorba de Black Matter, deși probabil că o să fie cândva anul ăsta vorba și de aia, este vorba despre cea mai nouă carte a autorului, un SF foarte mișto, SF / thriller super, super, super tare. Pot să zic că povestea debutează cu acest polițist numit Barry, care este chemat la un apel de a încerca să salveze o persoană care tocmai își dorea să se sinucide aruncându-se de pe o clădire de la etajul 40 și nu știu cât. Și în același timp aflăm și de această epidemie de schimbarea memoriei sau ceva de genul ăsta. Ce înseamnă asta? Mai exact, oamenii se trezeau într-o zi că își aveau două seturi de amintiri legate de exact aceleași zile din trecut și aceiași ani pe care îi trăiseră. Spre exemplu, chiar femeia care se arunca sau își dorea să se arunce de pe clădire îi spune polițistului Barry cum că ea de fapt ar fi fost măritată cu cineva, ar fi avut și copil, iar astăzi s-a trezit efectiv având o viață în care nu mai are nimic din toate acestea, deci nu mai avea o familie și îi mai spune că l-a confruntat pe cel care i-ar fi fost soț în celălalt set de amintiri ale sale, dar el a negat absolut tot, inclusiv faptul că ar cunoaște-o, deși ea simțea foarte clar că acest aminte. Pentru a putea săpa un pic mai mult în acest mister, polițistul nostru se duce să-l contacteze pe așa zisul soț al sinucigașii, care zic sinucigașe că până la urmă se aruncă, și își dă seama că ceva este foarte putred în momentul în care, în urma unei vizite pe care o face acestuia, este sunat de individ și îi spune, mă rog, îi dă de înțeles că într-adevăr ceva este putred, dar nu poate vorbi din vari motive și îi cere acestuia să se întoarcă pentru a discuta. Toate bune, toate frumoase, dar ce să vedeți că brusc polițistul are o sângerare din asta a nasului și uită și vizita pe care a făcut-o la tipul ăla acasă, uită tot și își dă seama de fapt că pe lângă acele amintiri mai are altele și începe să devină confuz și să-și dea seama cum este să ai acel sindrom. Asta este doar o parte din poveste. Așa începe și, din punctul meu de vedere, e o parte suficient de bună încât să vă facă să vreți să o citiți instantaneu. Pe mine m-a prins din primele două pagini. În același timp avem o altă poveste care se petrece în paralel, aceea a Elenei, care aflăm că este o cercetătoare care tocmai încerca să inventeze acest scaun care să o ajute pe mama ei să își recapete memoriile, ea fiind bolnavă de Alzheimer. Deci, practic, obiectivul ei era să creeze un dispozitiv care să poată ajuta persoanele cu Alzheimer. La un moment dat, îi se face o propunere de nerefuzat din partea unui om super bogat. Ea, nemai având bani să-și continue studiile și, practic, să-și continue finanțarea proiectului de a face acest scaun, și pentru că se gândea cum să facă să și câștige ceva din el pentru a putea să reușească să construiască acest proiect, acceptă până la urmă oferta și ajunge undeva pe o bază de asta, nu știu cum se o numesc în română,
și am uitat cum se numea și în engleză, dar e un fel de platformă de asta petrolieră din mijlocul oceanului. Loc în care ea își va desfășura activitatea. Aflăm că reușește să inventeze scaunul respectiv, dar când este lumea mai dragă, acel magnat care a ajutat-o cu finanțarea scaunului vine la ea într-o dimineață și îi propune să ducă un pic experimentul mai departe pentru anumite beneficii pe care ar putea să le aducă acel scaun și în momentul în care ea vede, Elena vede despre ce este vorba, totul se transformă. Nu o să vă spun cum, pentru că trebuie să recunosc că a venit ca un șoc pentru mine să aflu de fapt despre ce dispozitiv era vorba și să-mi dau seama de ce am romanul structurat așa. Nu vreau să vă spun, să vă dau spoiler, pot doar să vă zic că pe mine m-a șocat, mă repet, m-a șocat într-un mod plăcut, deci chiar din prima parte a cărții, că cea e structurată pe mai multe părți, 4, 5, da, 5, 5 părți, e book 1, 2, 3, 4, 5, rahat, acum nu stau să număr și așa, dar m-a prins din prima parte a ei, cartea, și așa cum am zis, cred că până în luna februarie este cartea anului. Ce mi-a plăcut, se desfășoară acțiunea din două perspective, evident, a polițistului Barry și a Elenei. Ei se întâlnesc la un moment dat, în ce fel nu o să vă spun, dar pot să vă zic că mi-au plăcut foarte mult personajele, m-am atașat de ambele. Mi-au plăcut foarte mult evenimentele care s-au întâmplat în carte, mi s-au părut total mind-blowing, dacă mă pot exprima așa. A fost o carte care m-a pus pe gânduri în multe privințe și o carte care m-a făcut să-mi doresc mai mult de la autorul ăsta, mai mult în stilul ăsta. E practic o carte care combină știința cu ficțiunea și o combină atât de frumos și atât de mișto încât, nu știu, nu pot să o lași din mână. Este foarte, foarte, foarte distractivă, foarte inteligent scrisă, cel puțin așa mi s-a părut mie. Și, practic, cartea asta arată ce fel s-ar comporta omenirea dacă ar primi din senin drept cadou o invenție care ar putea manipula, să zicem, realitatea curentă. Se ajunge până într-un punct de neimaginat, tocmai de-aia este mind-bending, pentru că e foarte interesant de văzut până unde ar merge oamenii pentru ceea ce își doresc. Deși este un roman SF, trebuie să mai spun că are la bază o poveste de dragoste și nu-ți dai seama de chestia asta decât spre final. M-a emoționat foarte mult spre final, deși în majoritate e o carte plină de acțiune și, na, da, e o carte bună. Nu-i găsesc nicio problemă, cel puțin nu acum, intenționez să o citesc și pe viitor, deci am de gând să o păstrez. Și în cazul în care ați citit și voi ceva de la Blake Crouch sau cartea asta, sunt super curioasă de părerile voastre în secțiunea de comentarii. Da, până data viitoare, mai discutăm în comentarii. Dacă aveți întrebări sau am uitat să spun eu ceva, o să vorbim tot așa, tot în comentarii. Și până data viitoare, să aveți o săptămână frumoasă și salut!